Vineri după amiază, în jurul orei 16:30, în comuna Pietroșan din județul Argeș, a izbucnit un incendiu la dependințele unei gospodării. Din cauza materialului inflamabil din care era construit o magazie, focul s-a aprins cu repeziciune și a ars întreg acoperișul acesteia, extinzându-se și la o cameră din cărămidă a unei bucătării de vară. La fața locului a sosit un echipaj de la pompieri și unul de la SMURD de la detașamentul de pompieri din Curtea de Argeș. Echipajul SMURD a intervenit prompt pentru a acorda asistență medicală proprietarei care se afla în atac de panică. Pompierii au intervenit rapid, reușind să stingă incendiul și să scoată la timp din bucătărie o butelie și un aragaz pentru a evita o explozie. Detașamentul de pompieri Curtea de Argeș a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu produs la o magazie și o cameră de locuit alipită acesteia. Pentru această intervenție ne-am deplasat cu autospecialele de lucru cu apă și spumă, împreună cu echipajul SMURD. Am întreprins toate măsurile și acțiunile necesare localizării și lichidării incendiului. Din fericire, nu au fost produse pierderi de vieți umane. Momentan nu se poate vorbi cu exactitate despre o cauză probabilă de incendiu, rămâne de stabilit de către organele competente. Pagubele? Pagubele sunt destul de însemnate. Ce ars de fapt? Ars acoperișul unei magazii, pereții construiți din material combustibil, mai exact lemn, și plafonul. Pagubele sunt destul de însemnate, iar focul se pare că a izbucnit de la o sobă.